With roaches, with roaches, don't come back no more. După denumirea bandului, eu sunt primul, după inițiale, Roy, Anatol. Sunt student la SEM, am 19 ani, practic beatboxul, este un hobby. În timpul liber cu el și mă ocup. Cu muzica, tot cu băieții împreună, cum și-am început și continui, măcar că nu învăț cu ei împreună. Păcat, dar ce să faci, așa e viața. Și timpul liber îmi place să-l petrec cu companii energice, vesele ca și mine și să nu pierd tinereța. Salutare, mă numesc Cali, învăț la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la dirijare. Am 20 de ani. Bună ziua, eu sunt Neil și mă numesc Daniel. Eu sunt la fel student la AMTAP, la Canto Academic. Bine v-am găsit. Mă numesc Iv. Totodată mă numesc Vladislav. Am studiat la Colegiul de Microelectronică și Tehnică de Calcul. Apoi am studiat 2 ani la Școala de Arte Valeriu Poliakov, Canto Academic, clasa profesorului Vitalie Cibotari. După care, să zicem așa, l-am cunoscut pe domn Brătescu, cu ajutorul căruia am nimerit și în proiect. I-am cunoscut și pe băieți și sunt foarte încântat de faptul dat că am niște prieteni care mă susțin. Și acum fac studiile la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa profesorului Mihai Muntean. Ideea de a crea acest nume a fost al lui domnul Ion. El a venit cu această idee. Deja, după ce a stabilit că așa va fi, am vorbit cu toți împreună. Nu ne-a plăcut, am ales deja numele împreună. Mare parte el a fost cu ideea. Erau mai multe, adică cam aproximative, gen Roy, Ray, ceva de genul. Și am stabilit că aceste nume vor fi, nu ne-a plăcut. Primele săptămâni era ciudat să mai ai încă un nume de scenă. Apoi ne-am deprins și, nu știu, trăim cu ele. Trei din noi, adică eu, Ale și Roy, am activat în cor și activăm până acum. Și deja cu Iv am făcut cunoștință la Valeriu Poliakov, Școala de Arte. După care domnul Ion ne-a adunat și a făcut un proiect. Ne-am cunoscut în comun, așa să spunem. Că noi cu băieții, noi trei, ne cunoaștem deja. Eu de cu Neil mă știu din clasa 1, cu Ale de când s-a început corul, când am început a activa în el. Și deja, cum spus Neil, când domnul Ion ne-a adunat pe toți, l-am cunoscut și pe Iv, de atunci ne ducem calea. Cu ideea a fost domnul Ion și mulțumim pentru aceasta. Pentru că ne-a dat o șansă să arătăm ceea ce putem, să facem un salt mare, să creștem ca și înăuntru bandului, ca și în afară, adică să arătăm publicului că putem face multe lucruri frumoase. El a fost cu ideea, pe urmă s-a consultat cu noi, desigur noi am acceptat, am spus de ce nu, e o oportunitate foarte bună. El a dat documentele când într-o bună zi el ne-a sunat și a spus, băieți, am fost acceptați, noi eram bucuroși. Păi ne gândeam ce piesă să facem pentru X-Factor. Și ca prima noastră piesă a bandului experiment a fost Hydrogeek, tot ca experiment. Și după cum ați văzut și jurații de acolo, tot au fost bine surprinși și plăcuți. Parcă eram la Scala, erau așa oameni serioși și chiar la X-Factor sunt oameni serioși. Ceea ce ne-au apreciat destul de fain, de cald. Emoții au fost pozitive și, nu știu, cam așa. A fost ceva ce nu-ți poți imagina aici pe loc. Atunci când ești pe acea scenă, înțelegi că ai pășit pe o treaptă nouă, ceva mai serios, o treaptă care îți oferă o șansă în viață de a trece la un nivel mai înalt. Vorbind de emoții, da?
eram cu băieții în culise și tot vorbeam, haideți, intrăm în scenă, care și unde merge, improvizăm, dansăm, vorbim. V-ați sincronizat de stat, adică eu fac asta, tu faci asta? Nu. Tot, nu. A fost ceva spontan. Da, a fost tot ceva spontan, a venit totul de la sine, da? Puțin tremurit și a fost, fără el nici de cum. De la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafire, la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Noi când am ieșit pe scenă, am văzut această mare scenă, anturajul pe juriu, cât eu știam, m-am uitat pe la X-Factor și jurații erau destul de severi. Și nu ne-am așteptat la așa un feedback de la ei. Însă după aceea am finisat să cântăm și când am văzut că s-au ridicat toți în picioare, o euforie era așa, nu știu, neașteptate, o plăcere enormă. Și când am auzit încă și vorbele calde la fiecare din ei și Ștefan Bănică ne-a spus că am ridicat standardul X-Factor, nu știu, eu personal am rămas șocat. Când ești acolo pe scenă, știi că cum se decide soarta ta, treci mai departe sau nu, e ceva foarte emoțional. De nedescris. Ce așteptări aveți de la acest concurs? Așteptăm de la X-Factor noi colaborări cu persoane mai cu un nivel mai înalt. Promovare, sigur, ceva. Însă dacă apare o colaborare ceva în România și avem oportunitatea să iarăși să facem un salt mai mare, pentru că cu părere de rău, în țară este greu să te ridici. Chiar la moment pregătim o piesă. Două piese, da. Pentru X-Factor 2, dar pentru... Păi da, pentru X-Factor 2 și pentru noi încă 2, așa să spunem. Sigur că peste 10 ani ne dorim să cucerim cele mai mari țări din toată lumea. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-ntâi ne-am sărutat. Plânge dorul neîncetat. Să vă dau întrebare, că aveți toate șanțele să numeriți la Via cu mentorul vostru, Ion Bretescu. Pot spune din start că chiar dacă se va întâmpla, acesta nu va fi un duel. Va fi un concert frățesc, așa să spunem, un concert pentru publicul care va fi acolo. Adică să se aștepte cineva că va fi un duel, adică o luptă crâncenă, cine va pleca, cine nu va pleca, indiferent de cine va pleca, oricum vom fi bucuroși, chiar dacă vom fi noi sau Bravissimo. Cu siguranță că după ce ați apărut pe scena X-Factor, v-a văzut foarte multă lume. Numărul de admiratoare cred că a crescut. Și legat de iubite, noi suntem încă în căutare. Încă nu. Asta e așa un anunț. Chete, dacă noi încă nu ne apucăm de asta. Un anunț. În cazul în care câștigați X-Factor, ce veți face cu banii? Prima investiție care va fi în bând. Noi cu toții ne dorim să avem un studio. Nu, eu minti, el așa e, mașină. Mașină, Dodge. Nu cred. Dodge. Da, desigur, investim în promovare. În promovare și dorim un studio al nostru. Da 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 da